O, Smiley, poate putem rezolva cumva să mergem la film cu majoretele? Am putea, n-am mai fost de mult timp. Da, băi, și eu vreau la film, aș duce cu Leala la cinema să văd Saw 6. Mie îmi place să merg cu Diana la cinema și să stăm pe scaunele din spate, mâncăm popcorn, bem Coca-Cola, e așa romantic. O, Smiley, asta e ideea mea cu statul în spate, mi-ai furat ideea! Știi ce, Provațchi, toți adolescenții stau în spate la cinema. Deci, băi, haideți, am vorbit despre cinema, dar acum trebuie să ne antrenăm mai intens, haideți. Deci, Artem, tu o să întrebi. Sunt Costea, tu o să întrebi, tu ești fotbalist și basketbaliștii te respectă. Lasă-l pe Artem să întrebe, lui nu-i pasă de respect. Eh, Patrick, cum adică îmi pasă? Cel mai important e că basketbaliștii au o stare bună. Chiar foarte bună, se antrenează. Băiat, să mergem toți să-i întrebăm. Cum, deodată? Da, deodată. Basketbaliștilor aveți un minut. Ce vreți, rataților? Ați făcut ce v-am zis? Ne antrenăm sau nu vedeți? Pe scurt, basketbaliștilor, avem o întrebare. Putem merge la cinema? Cu fetele. Da, cel puțin cu unele dintre ele. Ați auzit, băieții vor să meargă la film. Da, probabil n-au mai fost de mult. Păi să-i lăsăm să meargă? Ai auzit? Poate ne dau voie. Am ieșit un pic din tabăra asta. Cu gacicile. Nu-mi pasă de gacici, vreau doar să merg la film. Nu, no, no, nu puteți. Bine, basketbaliștilor, lăsați că ne întâlnim noi după ce se termină tabăra. Și dacă aveți nevoie de bani, cine o să vă împrumute? Basketbaliștilor, școala începe în curând, poate o să vă faceți dușman pe acolo. Patrick, ești prost? Zic și eu. Auzi, Patrick, nu-ți e frică că o să primești bătaie la școală pentru vorbe de astea? El e răzbunător! Hai să ne continuăm treaba, auziți? Au vrut să meargă la film cu gagicile. Bine, băieți, să mergem. Bine, o să întreb pe mama dacă poate să-mi trimită un proiector. Gagicile tale nu o să se uite la un proiector. Basketbaliștii sunt niște ciudoși, murea dacă ne lăsau să mergem la film, să stăm în spate și să mâncăm popcorn cu gagicile. Cum să întrebăm? Marușca, mergem și întrebăm. O, bună, băieți, știți cumva unde-s basketbaliștii? Acolo se antrenează. Haideți, fetelor, sigur o să ne lase să mergem. Nu să vă lase. Oi, 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 de unde știți? Nici pe noi nu ne-au lăsat, da, păi pe voi. Lasă-le să vadă. Bine, băieți, acum mergem la majorete, ne pregătim și ne ducem la cinema. Bună, bună băieți! Ne lăsați să mergem? Nu! No. Aoleo, băieți, nici n-am apucat să vă zic unde. Ce ne simțiți? Ascultați, fetelor, nu renunțăm. Acum o să mergem la majorete și sigur o să ne lase să mergem. Deci, fetelor, cred că ne putem porni telefoanele. Da, și eu cred asta. Probabil ne-au pierdut deja în tabără. Oh, fetelor, am 48 de apeluri pierdute de la Smiley. Și Provațchi m-a sunat. Max m-a sunat și mi-a scris. Lealea, unde ești? Te-am căutat peste tot. Deci, fetelor, ce le spunem băieților? N-ar trebui să afle că am fost la plajă. Păi și unde am fost? Nu știu. Oriunde, dar nu la plajă. E mult mai mișto să te bronzezi fără băieți. Da, ba nu le plac costumele noastre de baie, ba altceva. Diana, doar gândește că Provațchi mi-a zis: ai păr pe genunchi, îți dai seama? Max întotdeauna a râs de mine când am fost la plajă. Pe scurt, fetelor, să le spunem că am fost la un salon de frumusețe. Eu mi-am tăiat părfurile. Bine, Diana, trebuie să mergem în tabără urgent. Da, haideți. Să fugim. Haideți repede. Deci, fetelor, intrăm, ne dăm jos repede costumele de baie, punem prosoapele la uscat și gata, parcă nici n-am fost la plajă. Și cel mai important e să nu le zicem basketbaliștilor unde am fost, ca să nu se supere. Deci, fetelor, să recapitulăm. Basketbaliști, am fost la salon, am făcut unghiile. Și eu mi-am luat din vârfuri. Da, haideți. Bun, haideți. Haideți, nu-i nimeni aici. Haideți. Bine, bine. Să mergem. Fetelor, unde sunteți? Diana, vrei să mergem la film? Fetelor, unde sunteți? Fetelor, unde sunteți? Leale, am luat bilete în ultimul rând. Fetelor! Nu înțeleg. Miroase a parfum, rucsacul e acolo. Oare unde-s? Sigur ne ascund ceva. Și patul nu-i făcut de s-au grăbit să plece undeva. Miley, ce-i asta? Chiar, ce-i asta? Băieți, sunteți orbi, ăștia schiloți de baie. Unde-s majoretele? Deci de asta când le sunam, ele nu răspundeau. Și telefonul Ianei a fost închis. I-am sunat-o pe Diana de 48 de ori, am crezut că face mâncare în tabără, dar ele au fugit pe undeva. Hai să le găsim. Au exagerat cu asta, doar ne-am împăcat. Băieți, oricum se întorc în tabără. Normal că se întorc, dar ce o să ne zică, unde au fost? Și dacă ne mint? Normal că o să ne mintă, chiar crezi că o să ne zică adevărul? Băieți, și ce facem acum, o să fim niște fraieri? Chiar așa, o plecat, o să vină înapoi și o să ne mintă.
Nu, băieți, nu o să fim luați de fraier, știu ce să facem. Ce? Bomboanele adevărului. Smiley, ce desen animat ai văzut asta? De unde o să le iei? Ne-am comandat de pe internet, acum mult timp m-am gândit că o să ne folosească cândva. Acum e momentul. Uitați, s-a dus undeva. Acum o să aflăm unde au fost. Wow, basketbaliștilor. Am avut treabă. Da, manichiurista mi-a tăiat unghia, uite ce tare a tăiat-o. Da, și mie mi-a tăiat-o la degetul mic, m-a lăsat aproape fără unghie. Pe scurt, băieți, am fost să ne facem manichiura. Serios? De ce nu ne-ați zis? V-am sunat și n-ați răspuns. Oh, ne-ați sunat? Ah, da, Smiley, am 48 de apeluri pierdute. Înțelegeți, încăperea era la subsol. Vedeți, salonul e într-un subsol adânc, nu este semnal? Da, băieți, deci o să mergem și mâine pentru exfoliere. V-am anunțat de dinainte. Sunteți frumoasele noastre, ci bine că e tot ok cu voi. Ah. Diana, uite o bomboană. Mersi, Smiley. Mergem la da, film, putem. Da? Uite o bomboană și pentru tine. Și da, azi mergem la film. Am luat bilete pentru ora 10. Super, Max. Bună, bună. Bără, o bomboană. Te-am sunat azi, dar tu n-ai răspuns. Puteai măcar să-mi zici că te duci la unghii. Scuze, data viitoare o să-ți zic. Vrei să mergem la film azi? Diana, mergem să ne pregătim. Ne vedem aici într-o oră. Ok, ne vedem. Mâncați bomboanele. Da, bine, le mâncăm acum. Stai, fetelor. Știți ce bomboane sunt astea? Diana, bomboane de la iubiții noștri. Fetelor, astea sunt bomboanele adevărului. Se vând pe net. Serios? Și cum funcționează? Pe scurt, fetelor, cum funcționează? Mănânci bomboana asta, iar dacă spui adevărul, totul e bine. Dar dacă minți, ți se face incredibil de rău. Oh, băieții ăștia, mereu vor să știe adevărul. Da, întotdeauna vor asta. Fetelor, deci ne jucăm un pic cu băieții? Deci trebuie să mâncăm bomboanele? Nu, fetelor, nu e nevoie, doar o să le aruncăm. Deci, băi, sunteți gata să le întrebați pe majorete tot ce vreți? Și deci o să zic că numai adevărul? Provați că nu înțelegi, dacă zic vreo minciună, li se face rău. Oh, stai să vezi ce întrebări o să-i pun Ianei. Bine, să mergem. Fetelor, doar imaginați-vă ce întrebări dubioase o să ne pună basketbaliștii. Deci important e să nu ne dăm de gol. Să clarificăm, suntem bolnave? Nu suntem. Suntem? Nu suntem. Majoretelor! Majoretelor! Ce? Majoretelor, lăsați-ne să mergem la film. Da, vă rugăm, n-am mai ieșit de o lună din tabără. Îmi place așa mult să văd filmele din rândurile din spate. Mi-e dor de popcorn cu brânză. Aaaa. Sunteți niște peștișori. Ce ziceți, le dăm voie? Nu. Deci luăm nuul vostru și îl băgăm într-un singur loc. Deja ne-am luat biletele. Fugiți! Diana! Haideți, lăsați-le să fugă, să mergem. Băieți, mă duc să dorm. Și eu? Eu mă duc să stau cu Iulia. O să stai cu Iulia? Băieți, uitați-vă. Ce? Ele sunt la cinema? Cum au putut basketbaliștii să nu ne lase? Și pe ele le-au lăsat și Gigi s-a dus. Da, băiețele, am fost în stare să negocieze, voi n-ați putut. Nici tu n-ai putut. Nu-mi pasă, sar peste gard și mă duc la cinema. Venim și noi. Deci, fetelor, sunteți gata de adevăr? Da. Fetelor, suntem aici. Ați mâncat bomboanele? Da. Deci, întrebăm asta? Sigur. Fetelor, arătăm bine? Da. Se simt rău. Sunteți idioți, bomboanele au funcționat. Vai, cred că merg să mă schimb. Oh, scuze, băieți. Băieți, să le întrebăm dacă ne iubesc. Întreabă, întreabă. Fetelor, ne iubiți? Da, vă iubim mult. Nu le e rău. N-a vomitat niciuna. Ne iubesc cu adevărat. Deci, băieți, mergem la film? Cât mai așteptăm? Sau ne-ați adus la interogatoriu? Vă răspundem la întrebări pe drum. Uitați, nu par să mintă. Poate e o întrebare capcană, să vedem dacă funcționează bine. Fetelor, săriți peste antrenamente? Nu. Da, ce bomboane șmecheri, o să comand și eu și o să le împart în toată clasa. Bravo, Atski, nu mai sunt în stoc. Ok, să mergem la cinema. Dragilor, abonați-vă la canalul meu și dați un like. Noi mergem la film și să nu credeți asta, bomboanele de genul nu există. Pa, pa!